sfaturile tale și o să fiu așa cum ai crescut tu și nu o să mă schimb deloc. Mulțumesc mult de tot, mami, pentru sfaturi, chiar aveam nevoie. Mami, nu. Cristina, ca și pe tine te pup și mi-e tare dor de tine. Cu mami lui. O să vorbească. Știi, mami, că nu sunteți dezamăgiți de noi și că nu mai sunteți supărați, dar pentru toate momentele neplăcute pe care vi le-am creat, pentru supărări, pentru tot. Și pentru momentele grele care o să vină și nu o să putem să ne controlăm. Da, nu, eu o să încerc, o să promit că o să încerc să calmez toate conflictele astea, să le aplanez. Ce mă doare capul. Vai, ce mă doare. Să vedem ce o să fie sâmbătă. Toată lumea o să te pună, îți dai seama. Eu, sincer, dacă nu era problema asta, pe ei, dar nu e vorba de asta, nu, dar asta îmi doresc eu. Dacă nu mă certam așa indirect, zic, cu Traian, nu te puneam, dar să, nu, să știi. Dar nu, ei, Doamne, ei, cum, dacă asta îmi doream, asta, de ce ai, nu? Nu era în sentimentul meu? Adică nu vrei să mă vezi aici suferind. Și, nu știu, sper să nu fie tot așa cu protejați și neprotejați. Adică, pe asta vreau să spun, că ar fi bine să mai fie cineva protejat și o neprotejată. Și cu siguranță ies eu, știi? Înțelegeți? Da, da, da. Ce zic? Da, da, dar oricum să fie cineva protejat și neprotejat. Oricum tu o să iei cele mai multe voturi de nominalizare, unul la mână. La mână, în cazul în care ai fi să pleci direct. Mm-hmm. Adică asta e o șartă. În cazul în care se ține o săptămână, ai la dispoziție o săptămână și tot ce. Ia o șartă. Ia gândește cum a fost acea cu Laurențiu Marianita. Știi, toți au vrut să noi aici am vrut să votăm pe Marianita, dar a ieșit Laurențiu, nu știu cum e, așa și tot aici. Dacă toți te votăm și tu ești protejată și e sau. Că susținătorii mei dai seama că nu mă mai votează atunci când vor da start to vote. Pentru că eu sincer, dacă nu m-aș mira să fii protejat acum. Nu m-aș mira. Cum? Nu m-aș mira să fii protejat acum, când toată lumea știe cât te vede. Dar dai seama că număr 5? 5. Cred că și mai puțin, vreo 4. Nu, 5. Până acum au fost 6, a? Da, dar acum cred, nu știu sigur. Eu am încredere în susținătorii mei, că îmi vor binele și că mă vor afară. Că mi-e tare, mă ia și durerea de cap. Mai vor aici să mă vadă suferind, vă rog frumos. Sper să nu mă ascultați. Doamne, mami, m-am bucurat de nou să te aud, să aud vocea ta calmă și liniștită. Așa cum și Traian s-a întâlnit cu o parte din voi. Abia aștept. L-am auzit și pe tati așa puțin. Și vă iubesc mult. Era acasă, dar n-am mai avut. Dar eu nu am stat 4 minute. Nu, ți-am luat 30 secunde, că nu mă așteptam exact să nu... Nu, poate, mai, nu știu, mi s-a părut foarte puțin, dar e normal. 30 ți-am luat. Eu am stat 4 minute în cap, sau am depășit? N-are cum să depășesc. Nu, știi cum? Că mi-a intrat mie în timp. Păi asta, știi cum a fost? Cum ar veni... Mi-a intrat mie în timp. Tu ai furat oanii, oanii au furat mie. Știi cum ar veni așa? Dar nu contează, las. Nu, dar păi, da, și mie. Eu nu mai fac pana. Secunde mai mult eu și așa și... suntem doi și eu nu mai fac pana. Da. Păi asta zic că și eu până am făcut conferința aia cu Traian. Doamne, că și-am dat cu tine ați vorbit până la urmă. Păi până am făcut conferința... Constantina, până făcusem conferința să-mi răspund. Nu-i adevărat, băieții cu mamele, așa, jumate, scria și mesaj, băieții cu mamele. N-am apucat decât să-i spun că te iubesc, ce ai mai făcut. Înăuntru ți se pare puțin, crede-mi. Că a început să bată. Dar cu cine ați vorbit până la urmă? Deci iar am sunat pe unchiul meu din Italia, n-a răspuns. Așa, pentru prima oară am sunat-o și pe mătușii mea, știi? Voi ați avut 8 minute. Da, da, a stat 6 minute. 7 milioane, au ce vreți. Și de acum o sun numai pe ea. Știi că răspunde mai repede. Păi să puteți pe Antena Play deloc, unchiul tău, nu? Cum? Unchiul tău nu e deloc pe Antena Play.
nu. Orică nici nu au internet. Mă, tu și-a răspuns? Da, a răspuns imediat. Și-a zis că se uită la noi. E pe antena plină? Nu. Care? Au venit, cea care a venit aici? Nu, nu, cea. Noi am văzut, în 7 ani am văzut de 2 ori. Ah, mi-a zis, mi-a zis că o să, să fiu puternică și că nu vom ieși afară, o să avem o viață frumoasă. Nu să ne mai chinuim sau ceva de genul. Atât a reușit. Se schimbă lucrurile. Nu știm. Stau lucrurile afară. Și anul trecut, mai calm, alte mai liniștit, lucrurile altfel. Și afară. Aici nu vrea să din pixa din... Da, mai ce ticea din deci chiar nimicuri. Nimicuri. Deci și e gelos pe nimic, jur. Nu gelos, pentru ce e gelos? Adică așa. Când vezi că face o chestie pe care te deranjează. Sunt sigură, stă la mie, că relația mea cu Raimund se decurcă foarte bine afară. Foarte bine. Foarte bine. Că eu mă știu cum eram afară. Deci știu cum eram afară. Eram exact cum ești tu. Aici, în competiția, așa eram eu afară. Atât de calm și atât de liniștită. Câte mi se făceau și nu luam în seamă. Adică era mai așa. Lăsam de la mine multe. Da. Da, deja e 9:20. Nu se mai știe exact la cât s-a început. Știe exact, exact. Pff, nu știu că al meu este... Asta e 9:90. Da. 9:20. Și al tău? 9:20. Și al meu? A tău e 9 fără... Fără minut. Așa, fără minut, fără 20. 20. Nu, e cu jumătate de oră, cu 20 de minute. Rămâne în urmă singur, poate. Poate nu-ți bune bateriile. Mami, că îți bune te nu, mă vorbim serios, ce? Apple. Îmi trebuie dar e drăguț pe spate, ai văzut? Dar poate nu l-ai pus bine, poate l-ai pus după ceasul de așa. Uite, parcă zici că are doi ochișori. Trebuia să-l pui, care dă ochișori. Să pui după ceasul de la ăla. Poate l-ai pus după că... ceasul cuiva și ceasul acel ceas e înainte, e în urmă. Deci, două poți să așa. Așa, lasă-l așa. Vedem de acum. Exact minutele alea două. Care le-am luat eu. Da. Nu, ai stat... Eu vorbesc cum mi s-a părut. Ai stat 6 minute, două ale mele. Din partea lui. Și eu vă pup, domnul Vita, și pe doamna Dani, vă pup mult și vă mulțumesc pentru pachetele. Oh, țigările! A, acum spune, uite acolo. Aici că mai avem nevoie de ceva, să-i scriem. Hai, gata, cât... Nu, Cori a furat de la tine, tu ai furat la mine, eu nu mai fac panoramă, gata. Cum să nu? Ba da, orice are voie să strâită, Dani. Cosmetice ai voie, nu ai voie șervețele umede, nu ai voie șampon, nu ai voie... balsam, gel de duș, asta nu ai voie. De urechi, biguri absorbante. Nu? Biguri absorbante. Pe soră, dar trebuie să sune înainte. Da. Nu, trebuie să faci cerere. A sunat, păi nu auzi. Tu faci cerere. Tu faci cerere. Și spui, am nevoie de X, 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 X către familia mea. Cristina, dacă acum suntem pe Antena Play, te rog frumos. Păi, dar tu ai aici, pudrea? Deci vorbește cu staff-ul, îi spui că tu ție ți-au trimis și nu a acceptat sau așa și spune că vrei și tu pachet, că n-ai făcut cerere, dar trebuie că nu mai ai produse. Și să nu cere absorbante, bețișoare de urechi. Păi nu, i-a făcut cerere, i-a trimis cosmetice, dar nu i-a trimis și pudra, pentru că nu i-a lăsat. Nu, nouă ne-a dat. Cristina, te rog, fă-mi un pachetel și trimite-mi ceea ce ți-am zis că am nevoie. Ce să zic? Ți-am zis eu odată când ai venit aici, ți-am zis că am nevoie de ceva, acele lucruri, te rog frumos să mi le trimiți. Râd, îți dai seama că nu râd, că râd. Ia zici ce mai zic, tot mai zic oameni. Îți dai seama ce au zis. Lasă că ascult în sâmbătă, auzi. Ascult sâmbătă. Așa, ce să mai comentezi? Ce ai zis, mami, cu toții? Nu vă dați seama. Problemele astea. Au băgat. Mami meu a zis că nu este dezamăgită nici de tine, nici de mine, că este tare mândră de noi și că vrea să fim liniștiți, să fim calmi, răbdători,
Ne mai este foarte puțin timp să ne oferim noi putere și răbdare unul celuilalt, să ne înțelegem, să nu mai răspundem în niciun fel ironiilor.